Ovidiu, arena este în Liga a 4-a. Cât de greu a fost acest sezon? Greu, mai ales pentru că suntem o echipă nouă înființată, care acum un an de zile nu aveam gândurile promovării, dar prin seriozitate și multă muncă am reușit să ajungem aici. Care este secretul victorilor? Nicio înfrângere în acest sezon, când jucați finala cupei? Secrete nu sunt. Dorința jucătorilor de victorie, dorința lor de a crește în valoare și stabilitatea de care am avut nevoie și am primit-o din partea celor care ne susțin. În Liga 4, ce obiective veți avea? Asta nu pot să zic acum, o să port o discuție cu domnul Florea și după aia o să pot să vă spun mai mult. Personal, ce ți-ai dori? Eu sunt personal mulțumit la ce am realizat până acum și în continuare, nu știu. Urmează meciul de Cupa României, dorești primul trofeu din istoria echipei Arena? Cum am spus și adineauri, pentru o echipă nouă înființată, eu zic că au fost niște rezultate bune, iar faptul că am reușit să ajungem să jucăm finala Cupei României, faza județeană, înseamnă mult pentru noi.